Pică pară, mălăiață, în gura lunătă, fleață. Bă, am o pară. Bă, mi se pare că am o pară. Nu mi se pare, dar am o pară. Bă, bună pară. Cred că o bag într-o zi. Deci am mere pere în panere și gutuia mărui cu curgoiul în călăpui. Și mai am o pară. Bă, le bag într-o zi. Că vreau să fac pălincă. Gata. Părtești pară. Nu mai mai. O bag în drojdie. Cum face drojdia? Uite, nu în drojdia. Că asta e drojdia care o beau acum. Că asta îmi vine inspirație. La ce? La ce bere eu aici? Jurnal de bord. Când o iau la bord. Ia uite, drojdie de 10 litri. Asta e drojdie de 10 litri. Și atunci, cum tocăm para? Cu cuțitul râmar. Toate gagicile erau speriate de râmar. Deci, băgăm cuțitul râmar. Bă, eu ce cuțit am? Deci dacă vine cineva să mă atace, vreun mafior, e mafia. Mafia e mafia mea. Sau SRI-ul. E SRI-ul meu. Poeții. Poeții sunt ai mei. Dușmanii. Dușmanii sunt ai mei. Ăștia, nu știu dacă e. Unii e prieten, alții dușmani. De fapt, eu nu am niciun prieten. Sunt eu prietenul meu. Și am și familia mea. Sorna. Mama și tata, pe care îi jur, cu sinceritate. Așa, ca între frate și între frate. Și uite, tocăm mărunt, para, și băgăm și codița șoricelului. Îl băgăm și pe șoricel, să vedem ce face el. Că văd că para are o codiță. Ce înseamnă codița? Înseamnă lemn. Și lemnul nu fermentează. Cum să nu fermenteze? Dă alcool metilic. E bun la ne... Uite, acum bag codița. Uite, am băgat codița. E bun la... Alea... Cum pula mea se numește? Conuri și bastonașe. După ochi, să nu mai vezi nimic, să fiu orb, pot să fiu orbuletic. E bine că după aia fac masaje, fac SMS-uri, MMS-uri, îi frec pe pulă, le fac laba la băieți și le dau limbi în pizdă la fete. Poate am parte de sex mai mult dacă sunt orb, că nu le văd. Nu trebuie să le pun perna pe față, ca să le împart perna. Vezi-mă, ce natură e la japonez. Ea când vrea să fută, zicea, hai să împărțim perna. Ce înseamnă asta? Deci, punea o pernă, stătea cap lângă cap și se futea. Deci, era exact. Ăștia sunt foarte exact. La noi... Mamă, ce la români, mai ales la ardileni. Hai la o cafă! Deci dacă îi zici la o gagică, hai la o cafă, e nasol. La București, că noi suntem bucuriști, noi cred că suntem cei mai poponași, că suntem din București. Păi bucurești! Bă, nu te-ai gândit? Era ciobanul bucur.
Deci ceva cu spatele, știi? Stă în spate. E bine, frate, că stă în spate, că vede mai multe. Dacă stai mai în spate, vezi mai multe treburi. Da, există și treburi și nevoi. Și avem nevoie de multe chestii. Ia, hai, eu bag aici. O pară mălăiață. Bă, da, greu să taie para asta, cu toate că cuțitul ăsta e de criminal, notoriu. Notorius originalos. Ia uite ce greu să taie para. Are mustăți. Fii intelectual, de-aia cu făci. Și a lăsat făci ca să dea limbi la pizze. N-are nimic de bine. La găcici le place făcii. Le place să le înțepe. Pe fete. Pe bune, de-aia îți lăsă ea făci. Dar eu mă bărbiresc, nu știu. Acum și din necesitate, pentru că am albi, frate, am bărba albă. Am mai zis-o pe YouTube zeci de mii de ori și am avut o depresie. În două zile am albit și la cap și la barbă. Când mi-am dat seama că nu o să mai învăț fata mulți ani de zile. Pentru că cunoșteam situația. Era treaba cu constipația și cu nespălarea și cu căutarea de regăsirea și cu iubirea. Deci dacă acolo am băgat pară, acum băgăm, nu mai băgăm pară. Pară asta o păstrăm pentru păstrare. Că eu îmi bag drojdie de tot timpul. Ce pula mea? Ia uite cât arată ceasul ăla. Nici măcar nu știu. Ce știi? Crezi că știi? Bă, s-ar putea să știi. Normal că știi, că ești om, că știi. Dar știi ce știi? Eu știu? Aolo, sunt viu! Unde pula mea? Hai! Acum băgăm un măr. Deci, vezi? Avem drojdie de 5 litri. La 5 litri băgăm mărul lui Duc Adam. Mărul lui Adam care a luat a făcut Guinness Book că a apărat nu știu câte dale, care erau super improbabile, dar băiatul era super tare. Dar era atât setat la minte, pentru că se setase el singur, pentru că își luase chiar meseria de fotbalist în serios, încât s-a setat total. Încât acum e bătrân, am bătrânit. Eu oarecum bolnav, mai cărchez organismul. Dar a fost original. În Guinness Book, hai steaua, 1986. Suntem tari. Eu urlam, mamă, steaua, mama mea! De ce țin eu cu steaua? Știu. Stai că m-a impresionat. A fost modelul meu de viață, cu toate că eu l-am jos tot timpul iubesc. Dar nu l-am urmat. Eu am luat un alt grup.
el de fapt e un copil amărât, de fapt de copil, nu matur. El iubește copil, că m-am uitat cum se poartă cu nepoții, super. Dar de la mine cere mult, cere foarte, foarte mult. Și nu înțeleg pe undeva, pentru că am cum să ofer mult. Numai că cere mult mai mult decât pot să dau până la un moment dat, pentru că chiar mă împărăduc la un moment dat, dacă nu știu la. Și mă oferă foarte puțin. Eu din cărcat nu pot să fac bici. Pot să fac salmon the beach. Și voi stați salmon the beach pe beach, la mare, la soare, la halkidiki, la cu nebun de căcat. Normal că s-au, cred că s-au înțeles cu aia. Nu contează, că mi-a făcut și o relație, mi-a făcut și eu. Eu umblu. Ar tot. Chiar sunt stat. Eu nu renunț la poezie în viața mea. Dacă mor mâine, asta e. Oricum să ne mori tot. Sunt pe internet. Tan, 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 tan. Se niște mileniul 3. Suntem mileniul 3. Devine muritor. Firma poate să mă vadă peste... O să mă vadă în papii postazului. Când eram poru, când eram mort de preat, când făceam poezii, când vede blogulețile, și dacă cineva le șterge, există cash, există shadows, există spider, se mai văzi? Nu mai zic. Deci aici am băgat măr. Deci acolo e pară, aici e măr. Să vedem ce pula mea este. Îți dai seama, cum fermentează. Se face vin de măr. De mi se scoală pula. Oricum mi se scoală pula oricând. Am văzut o pună la autobus, nu mai puta. Bă, era să violez. Mie-mi vine să violez multe. Bine că mă antrenez ca să nu violez. Eu sunt ăla care mă antrenez să nu violez. Mă apuc să... Stau cu pula sculată așa, că de obicei eu merg ca italienii. De-aia îmi place biserica italiană, că... Aia sunt foarte limitiți, foarte civilizați, nu, ortodoxa, o iubesc, o iubeam când eram copil, acum nu știu, tată e creștinul la tată, poate și de bine, dar aia italiană îmi place, liniștit, tot ce liniștit acolo. Îmi găsesc liniștea, eu stau doar câteva minute. Ăla behă e în limba lui italiană, oricum eu o înțeleg că o știu. Că știu mai multe limbi când dau de câte limbi am dat la pizde. Ăla ce ai dat limbi la pizde. Acum să ne prefacem că nu ne preface. Nu. Mă bag sub patrafir și zic la preot. Deci, mă iertă Dumnezeu că am dat limbi la pizda lui nevastă mea.
Ăla, păi, e ceva normal, o umectai ca să poți să o penetrai. Păi, de ce am dat-o la limbi, la aia? Păi, e ceva fiziologic, e ceva normal. Nu ești anormal. Păi, să mă ierte Dumnezeu. Păi, n-are cum să te ierte. Eu, aolo, nu mă iartă? Nu te iartă. Te ceartă. Că ești prost. Pentru că nu recunoști că dai limbi. De ce nu dai limbi? Le-am zis că dau limbi. Păi dacă dai limbi, înseamnă că ești prost. Păi oricum sunt prost. Oricum ești prost. Prost să fii, noroc să ai. Bine că te-ai născut în